Voi nativ pești sau cu ascendentul în pești, în săptămâna cu numărul 31, s-ar putea să culegeți niște roade. Ajungeți la finalul unei perioade destul de încărcate. Și când am zis destul de încărcate, e foarte posibil să fi jucat nu știu câte roluri. Dar le-ați jucat foarte bine. Ați avut și la servici ceva și acasă ceva și cu copii ceva, ați mai dat și un examen, v-ați mai dus și nu știu unde. Nici voi nu știți cum le-ați jonglat pe toate. Dar ați făcut-o foarte bine. Primiți laude, aprecieri, felicitări, tot felul de rezultate pentru felul în care ați gestionat situația. E probabil poate nici vouă nu vă vine a crede cât de bine v-ați descurcat. Poate rezultatele chiar sunt mai bune decât v-ați fi așteptat. Dar se termină. Se termină lista aia mare, lungă, grea, și aia, și aia, și aia. Probabil le-ați mai șters așa încât acum ziceți, am scăpat. E, n-ați scăpat. Ați scăpat de alea. Dar apare o altă activitate, una importantă, care probabil le șterge pe toate celelalte sau le aruncați la gunoi pe toate celelalte. Alea multiplele, multele, măruntele, ca să vă concentrați asupra unui singur mare țel, dar foarte important. E visul vostru cel mai mare, e examen decisiv, e marea probă de încercare, e ceva care îi dați toată energia voastră, energia de leu. Doar acolo bate inima voastră. Doar de lucrul ăsta mă voi ocupa, pentru că este esențial pentru mine acum sau în perioada imediat următoare. Nu mă mai interesează celelalte. Veți abandona, trece pe linie moartă, probabil, o întreagă serie de treburi, multe și mărunte, așa cum spuneam, pentru a acorda prioritate totală unui singur scop. Examenul ăsta e totul. Nu mai fac nimic acasă. Iubirea asta e totul. Nu mă mai interesează nimic altceva. Ce-o fi acolo? Dar e un punct de reper, un punct de interes. E totul. E soarele vostru acolo. Visul vostru, bucuria voastră, fericirea voastră. Vă agățați toate speranțele de acest cârlig și de aceea merită să investiți tot, să mizați tot pe o carte, ce-o fi acolo. Dar care cere această eliberare de o grămadă de alte greutăți de pe umerii voștri. Când vă uitați așa un pic la lista voastră de sarcini, ziceți, Doamne, câte am de făcut. Dar, pe de altă parte, vă uitați cu un dram de detașare și vă dați seama că nu trebuie să le faceți voi. Mai pot aștepta, nu sunt prioritare, nu sunt esențiale, nu sunt de viață și de moarte, le poate face și cu tare, le poate face și copilul și părintele și cine o fi, nu neapărat voi. Din dorința de a fi de ajutor, din dorința de a fi important în viața altora, din dorința de a demonstra cât de bun sunteți, le-ați luat pe umeri și v-au împovărat. Ori acum e ceva pentru voi esențial. Ceea ce făceați era pentru alții. Să-i fie bine soțului, să-i fie bine copilului, să-i fie bine șefului. Pentru ei făceam toate astea, ziceați voi. Dar acum ceea ce urmează să fac e pentru mine. Ce-o fi? Poate chiar și o vacanță. Și aia este pentru voi. Un motiv care va aduce pace, bucurie, liniște sufletească, fericire. Da, fericire. Indiferent ce înseamnă. Probabil ceva mult visat, meritat pe deplin, dacă veți avea această putere de a refuza, de a scoate de pe listă, o vreme probabil, o grămadă de treburi de care nu trebuie să vă mai ocupați.